Închiderea piețelor a stârnit mari controverse la nivel național și în Mehedinți oamenii nu au înțeles cum coronavirusul nu se răspândește în centrele comerciale, ci doar în piețe. Partidul Național Liberal a anunțat că acestea se vor redeschide la sfârșitul săptămânii, exact înainte de ziua alegerilor. Însă oamenii care au stat în frig pe nedrept nu vor ierta niciodată această decizie. După săptămâni întregi de chin, Partidul Național Liberal anunță redeschiderea piețelor. Culmea, acest lucru se va întâmpla exact înaintea de ziua alegerilor. Producătorii care au îndurat toată această umilință nu se lasă păcăliți de acest gest și nu iartă ce s-a întâmplat. Minciuni! Vor să-și câștige iar electorat. Târziu, doamne, târziu. Și-au bătut joc de noi și-și bat. Credeți că oamenii o să se lase păcăliți? Nu cred. Și-au dat cu stângul în dreptul singur. Nu mai au nicio șansă. Cum este situația de acum în piață, geamurile date? Doamnă, situația e dezastroasă. Deci, cum văd ei, domnii peneliști, marketurile unde e aglomerație și ăsta și aer condiționat și căldură, și iar aici trag tot numai pe talpă, pe țărani, să-i distrugă, să ne omoare cu zile. Ce să mai, asta vor. Supermarketurile au fost supraaglomerate în tot acest timp, iar piețele agroalimentare au rămas pustii. Marfa oamenilor se strică, iar profiturile au scăzut enorm. Oare din cauza piețelor creșteau numărul de infectări COVID-19? Păi și până acum, de ce le-a lăsat așa și acum, numai înainte de alegeri? L-a înghețat oamenii până acum. Acum le vine cald. Lasă-le așa, dacă după aia le dă drumul jos iarăși. Puneți-le, doamnă, că îngheță lumea de frig, românii noștri, după ce că se chinuie, se aduie vara după câmp. De ce le mai pune cu o zi înainte de votare? Că nimeni le mai votează. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri redeschiderea piețelor la interior. Acestea vor fi redeschise de la sfârșitul acestei săptămâni. Oamenii, în schimb, au rămas cu un gol adânc în suflet. Locurile în care se vând produse tradiționale românești au fost date uitării, iar cele în care găsim produse importate au rămas deschise. Aceasta a fost decizia de neuitat a autorităților guvernamentale din țara noastră.